Bună seara, dragi clujeni! A trecut și centenarul, Doamne, cât am mai avut de pătimit! Am văzut o grămadă de patrioți în aceste zile, cocarde, tricarde, tricolore, pricarde. Am văzut români care au călărit din Oradea, din Baia Mare până la Alba Iulia. Ce mai? Și la Cluj-Napoca a fost totul perfect. În aceste zile chiar m-am gândit că suntem privilegiați să-l avem pe Milbou primar. Este Dumnezeu pe pământ. Ce ne mai trebuie? Alegeri. Nu ne mai trebuie niciun fel de scrutin electoral, nici în 2020. Sperăm din suflet să mai vrea să ne mai fie primar, domnule Milbou, încă vreo 27 de ani. Să-i dea multă sănătate, bunul Dumnezeu, să mai poată cheltui bani pe ce vrea mușchiul lui, să nu ne mai întrebăm niciodată de ce cheltuie banii public cum vrea el. L-am în studio pe colegul meu, Victor Lungu, redactor șef la Ziar de Cluj. Salut, Victor! Salut, ai scris salut, un text foarte, foarte frumos în aceste zile. Frumos, așa, depinde cum îl vezi. Trist într-un anumit registru. Practic, spuneai, încheiai trist că și de revoluția asta, practic, te simți tu vinovat după ce 29 de ani ai vorbit. Ideea editorialului este că noi suntem prinși în bucle pentru fiecare zi a anului în parte și că, de fapt, noi purtăm niște haine, în fiecare zi purtăm alte haine și niște haine, costume ale fățărniciei. Dacă e luni, în 1 ianuarie suntem Sfântul Ion tot sau Vasile, în 2 ianuarie suntem altceva. Și niciodată nu ieșim din treaba asta. Avem 365 de garderobe pe an, toate aceleași, nu le schimbăm și nu ieșim din buclă. Și am zis că după fiecare lucru care se întâmplă, deci de 1 decembrie suntem toți patrioți, în 2 decembrie un pic ne trece, în 3 decembrie începem să ne gândim ce se va mai întâmpla și după aia vine Moș Nicolae, așa, și după aia vin acele zile care și după aia vin zilele din decembrie în care ne aducem aminte că au murit vreo 1800 de români și au mai fost chilodiți cu arma de foc încă 3000, nu știu. Și dintr-o dată ne punem toți întrebarea cine e vinovat. Și toți vin să mă întrebe pe mine cine e vinovat, domnul Lungu, de ăsta? Bă, băieți, hai să rupem dracului rutina, eu sunt vinovat. Vă dau cuvântul meu, eu i-am împușcat pe toți, eu i-am schilodit pe toți. Hai să mergem să ne vedem de viață și să facem un Crăciun fericit, sărbători fericite la mulți ani. Totul e fericit. Totul e fericit și tot e foarte frumos, dragii mei, în acest oraș, în această inima Transilvaniei, Cluj-Napoca. E adevărat, puțin ne angoasează traficul, ne angoasează lipsa de realizare al domnului Milbou, dar cine suntem noi să spunem așa ceva? Suntem niște hateri. Da, corect. Niște hateri. La această televiziune noi încă n-am avut incredibil prilej să-l intervievăm pe domnule Milbou. Dar nici nu o să avem, pentru că nu o să vrea să vină la noi niciodată. În schimb, la alți colegi merge, unde e rost de întrebări frumoase. Dar nici nu îl întreabă, pentru că se enervează și le spune, mă întrebați tâmpenii, mă. Hai să vă zic eu despre ce-i vorba. Noi nu punem întrebări pozitive, nu facem presă pozitivă. Noi suntem niște... facem presă pozitiv atunci când există ce să spunem pozitiv. Și am spus de atâtea ori. Avem acea rubrică Jos Pălăria. Vreau să spun că de 1 decembrie, dacă n-am avut 8 subiecte pe rubrica respectivă, n-am avut nimica. Jos Pălăria. De asta spuneam că noi suntem practic o televiziune izolată. Suntem chiar singura televiziune, nu contează. Domnule Milbou, preferă să meargă, dragi clujeni, peste tot, oriunde există o redacție, unde îi se pun întrebări frumoase, nu din cele critice. În ultimele, cel puțin câteva luni, în schimb remarcăm altceva, domnule Milbou este absolut ahtiat. Absolut ahtiat după exerciții de imagine, bolnav. Peste tot unde e rost de o panglică, de o lansare, de o chestie, de un eveniment, de un record. Cel mai frumos oraș, cel mai respirabil oraș, cel mai tare părculeț de iarnă din lume, dacă ar putea să zicem. Acum recent a găsit un nou eveniment pe care să-l căpușeze. El a fost inițiat acum vreo 2-3 ani, cred că, dacă nu mă înșel, de o echipă inimoasă condusă de o altă gagică inimoasă, se numește Raimonda Boian, culmea. Dumnezeu a fost în primii 2 ani, cred, purtătorul de cuvânt al primăriei Cluj, da. Dar s-a întâmplat ceva și a fost pur și simplu părăsită. Raimonda Boian
a făcut acest proiect de caritate pentru nevoiașii Clujului, inaugurând un concept, zic eu, foarte interesant, în care se strâng niște bănuți pentru o masă caldă și mulți oameni vin, sunt chemați să gătească și să contribuie, inclusiv cu mâna, cu cuțitul, la crearea acestei mese. Frumusețea acestui proiect constă, de fapt, în faptul că se cumpără din bani puțini. Da. Deci banii sunt drămuiți, nu se face risipă. Sunt bani drămuiți, de exemplu, o masă cât costă mai puțin, dar să fie la fel de gustoasă ca o masă împărătească, ca să spun așa. Este esența acestui proiect. Ei, și ce să vezi după ani de zile în care oamenii ăștia s-au străduit să încropească un proiect de caritate solid, s-a găsit și domnul Emil Boc să-l căpușeze și acum recent ne-a spamat puțin pe pagina lui personal de Facebook câteva poze și câteva videouri în care marele edil s-a dus și el să bucătărească pe acolo. Bucătarul șef. După ce? Bucătarul șef al Clujului. Dar noi știm că e mare bucătar pentru că a amestecat în cea mai mare mămăligă din Cluj, a amestecat în cea mai mare varză cu nu știu ce. A condus tramvaie, a cosit... A făcut toate lucrurile... A dat la lopată, da, când nu e... Nu, de bun gospodar al Clujului. Haideți să-l vedem într-un mic material pe domnul Emil Boc, cum se lipește de acest eveniment pentru care n-a contribuit cu nimic. Dacă o să folosim într-un spirit de acțiune, da, și să ne apărăm de dușmani așa de enorm de mare. Un gest foarte mic al nostru, al dumneavoastră, poate reprezenta foarte, foarte mult pentru oamenii care au nevoie de el. Nici o autoritate locală nu poate singură să rezolve problemele unei comunități. Doar implicându-ne, doar fiind împreună, doar punând mână de la mână, putem să avem o comunitate puternică, solidară și să ne pese de cei din preajma noastră. În ipocrizia sa, domnul Emil Boc vorbește despre comunitate, despre a ne strânge cu toții la oaltă, în jurul unui demers comun, bla, 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 bla. Vreau să-i rog pe colegii mei să afișeze numărul de telefon care puteți, prin intermediul căruia puteți intra cu noi în direct. Vreau să discutăm despre acest lucru, dar vreau să vă mai zgândăr puțin. Știți că ăsta e stilul meu, nu sunt un ziarist foarte cuminte. În timp ce domnul Emil Boc mestecă în supica aia, foarte puțin, urmează Victor să i-am furat puțin ideea, în acest timp, puțin înainte cu o zi sau două de centenar, primarul Oradiei, domnul Bolojan, a inaugurat un pod, podul centenarului, care arată superb, care a fost făcut la timp și care practic se înscrie într-un alt șir, acolo chiar putem spune, un șir de realizări incredibil de important ale domnului Bolojan. Între timp, Clujul nu are centură, acolo există două centuri. Centrul Oradei este renovat din fonduri europene, spitalele, să nu mai zic cum arată spitalele, până și Turda a reușit performanța să-și îmbunătățească spitalul local, numai noi suntem cu mizeriile de la Pedi 1 și Pedi 2 sau spitalul CFR. Victor. Deci. Uitați cu ce frumos e vorba, este vorba în primul rând de podul lui Bolojan. 80 de metri de pod făcuți într-un an de zile, nu în 3-4. La care Bolojan s-a dus, s-a uitat și a zis, e gata, e gata, se poate trece pe el, se poate. N-a tăiat nicio panglică, a plecat. Asta înseamnă bun simț. Bun. A venit Corina Crețu două zile mai târziu, că i-au făcut ăștia program spațial, ca să-l inaugureze, că vorba aia trebuia să taie și ea o panglică, să mai zică două vorbe, că poate o pregătesc oamenii ăștia să își facă o carieră politică în interiorul patriei. Asta e altă discuție, o să o discutăm. Revenim la povestea cu o masă caldă. Astăzi, la ora 12, când s-a inaugurat nou sediu al acestei frumoase inițiative, era sărbătoarea lor. A celor care au lansat ideea și care, indiferent că primăria i-a ajutat cu spațiu, indiferent că primăria le-a dat 3 lei sau 5 lei sau 100 de lei sau milioane să le fi dat, era sărbătoarea lor. E ca și cum la ziua ta de naștere vin eu lungul Victor și intru în față și zic, hai, la mulți ani, e ziua lui, dar lăsați-mă pe mine că știu eu mai bine decât el. Și n-ați văzut foarte bine, dar mai uitați-vă odată pe imagini, dă așa de dor cu ochi. Deci nu e polonică, e spumiera. Cu spumiera tasează deasupra, exact, mi-aduc aminte, acolo o lună, l-au surprins într-o discotecă pe stimabilul primar, cum se prefăcea el că butonează și se joacă de a disc jockey într-o discotecă.
Hai, maestre, bun, hai, în timp ce noi avem un primar care face exerciții de imagine din și astea numai de imagine. De 3 lei, alți primari reușesc să puncteze la capitolul infrastructură, la capitolul deci, centenarul trebuia bifat printr-o realizare durabilă, care să țină măcar 100 de ani, da? Încă să ne lăudăm peste 100 de ani. Un pod. Nu sau două busturi pe care... Deci nici măcar statuia lui Iuliu Hosu n-a fost capabil să o dea când a zis că o dă. Nici măcar dezvelirea... Piața Mihai Viteazul, da, m-a inaugurat la tine. Dacă... Bună seara, avem un telefon, iartă-mă să nu țin între spectator. Bună seara! Mă mir. Alo, bună seara! Bună seara! Cum vi se pare... Mă numesc Adrian, sunt un cetățean al Clujului. Și vreau să-mi spun părerea în legătură cu situația din spitalele Clujului. Vă ascultăm. De exemplu, aș vrea să vă dau, aș vrea să vă spun situația de la urologie. E o mansardă pur și simplu izolată de orice mijloc de acces. Este un amărât de ascensor care în momentul în care se blochează, bolnavii nici n-au pe unde să iasă din secție. Sunt convins că cunoașteți situația de foarte acolo. Foarte bine. Acolo unde domnul Lucan... În cazul, Doamne ferește, a unui incendiu, oamenii mor ca șobolanii. Da, pentru că nimănui nu-i pasă. Sper că, domnul Adrian, ați remarcat între timp un gest de ipocrizie groaznic de grețoasă. O să discutăm peste vreo 20 de minute despre asta. Al marilor lideri ștabii ai orașului, domnul Tișe, domnul Buda, domnul Boc, care au avut tupeu, nesimțirea și tupeu, să facă un cort pe Strada Eroilor și să ceară semnături pentru spitalul regional, cocoțându-se pe... O neîmplinire a PSD, care nu știm încă dacă e neîmplinire sau nu. Neîmplinirea tuturor. Dar atenție, domnul Adrian, spitalul regional este promisiunea lor. Emil Bocu Tișe ne mint de 14 ani că îl vor realiza. Ce ziceți de asta? Eu nu cunosc situația juridică a chestiunii respective. Nu știu de resortul, nu pot să mă pronunț foarte în detaliu, necunoscând... Dar dacă agezi, domnul Adrian, deci Emil Boc a fost premierul României, nu fite așa cine. Este. Băi, frate, de ce nu l-ai realizat? Deci Emil Boc promite spital regional din 2004, domnul Alin Tișe la fel. Știți câți ani sunt de atunci? Da. 14. Au ratat exercițiul bugetar financiar al Uniunii Europene din 2012. Aș vrea să spun și în legătură cu celelalte clinici. Clinici, clădiri vechi, insalubre, să desfășoară activitatea în niște condiții absolut mizerabile, absolut mizerabile. Logistica, dotările sunt vechi, depășite. Eu gândesc că sunt expuse infecțiilor. Așa și este. Pacienții sunt extrem de puși în pericol în situațiile respective. Și noi fluturăm de Ziua României, în loc să ne îngrijim de spitale la Cluj, că avem bani, orașul are bani, județul are bani, în loc să ne îngrijim de spitale, că astea cred că sunt mai importante ca orice, noi aruncăm cu 100.000 de lei pe artificii și pe tâmpenii și pe poezii cu pești vânătorești. Artificii, concerte și tot felul de... Cu artiști plătești 10.000 de euro fiecare artist. 10.000 de euro fiecare artist. Nu mai știu ce să spun. Eu nu pot să înțeleg. Este o inconștiență a celor care conduc comunitatea sau... Vă spun eu. Li se, știți cum e expresia aia? E doare în cot de noi? E doar pe domnul Boc, nu l-am văzut în viața mea în spital la PD1. Sau pe domnul Tișe. La pediatrie eu nu vreau să-l văd. Nu să ceară pentru spitalul regional pe care putea să-l facă de atunci de 100.000 de ori să ceară semnături tâmpite. Să-l văd pentru că știți care e problema, secretul pe care nu știu clujenii, pediatrie 1 sau 2. Aparțin exclusiv ca responsabilitate de Consiliul Județean. Nu aparțin de mama, nici de Adrian, nici de Victor Lungu. Dar vă zic eu o altă poveste, mult mai tristă. Toate spitalele acestea care aparțin de Consiliul Județean, Consiliul Local, majoritatea, de fapt, nu se știe care e regimul lor juridic, dacă sunt retrocedate sau nu. Dar spitalul de pediatrie, de exemplu,
spitalele, că sunt foarte multe și sunt prăștiate în tot orașul. Toate clădirile sunt retrocedate. Toate. Ei, și treaba asta se știe din primul mandat al lui Emil, al lui Alin Tișe la Consiliul Județean. În 2014 sau 2015 se punea problema achiziționării unei clădiri noi care să fie monobloc, în care să intre toate aceste spitale și să fie pe o parte să intri bolnav, pe cealaltă parte să ieși sănătos, exact cum se punea, cum ar fi normal să existe un circuit. Se întâmplă invers. Da, acum în ăstea se întâmplă invers. Cine s-a opus cel mai tare achiziționării unei clădiri? Ăsta Alin Tișe. De ce? Pentru că era dușmanul lui Seplecan. Cel care propunea nu era el. Că, acum tot el spune căutăm să facem, să cumpărăm, să dregem, să facem 4 ani mai târziu. Păi... Vă mai dau un exemplu, stimate domnule Adrian, și sunt convins că ne ascultă mii de clujeni și ne văd mii de clujeni. Spitalul Stanca, da? Acolo se nasc pruncii Clujului. Bă, mizerie mai mare și lipsă de dotări mai mare ca acolo nu cred să existe decât într-un spital comunal. Adică orașul ăsta atât de bogat, care își permite să dea milioane de lei pe tâmpenii, pe antolduri, pe ce vreți dumneavoastră, nu se preocupă de dita mai spitalul simbol al orașului, nu? Că toți ne lăudăm, care sunt, se pot lăuda că eu sunt vinitură, cum s-ar spune, bă, eu m-am născut la Stanca. E, te naști la Stanca astăzi sau intri la pediatrie unul cu copilul și ție se cu 3 boli de acolo sau cu un stafilococ auriu, după cum am și văzut. Sau ți-l ia de la sân să ți-l trimită în altă parte. Bun. Să fiți sigur că toți acești demnitari potentați se vor regăsi foarte senin din nou pe liste la următoarele alegeri împreună cu toată trupa lor. Și să fiți sigur că aidoma anului 2016 sau 2012, Emil Boc și Alin Tișe vor avea tupeul de a-și trece pe fluturași electorali aceleași minciuni. Filarmonica, Someșul Navigabil, Spitalul Regional și câte și câte alte minciuni pe care ne le bagă pe gât de atâți ani. Fiți sigur. Acum și metrou. Vă mulțumesc, domnul Adrian. Un mandat de europarlamentar i-ar aranja. Poftiți? I-ar aranja Europa. Un mandat de europarlamentar l-ar aranja pe câte unul dintre cei de pe acolo. Nu știu ce să vă zic, dar v-aș întreba despre parlamentari. Ați auzit de domnul Moldovan? Știți cine este? Nu. Bănesc că nu. Domnul Ilea vă spune ceva? Nu, nu. Știți că este senator, senator al României. Al Clujului. Da. Domnul Laszlo Attila vă spune ceva? Dar prin ce s-a distins? Nu știu că... Prin ce s-au distins acești domni? Prin prezența pe listă. Ar fi treaba dumneavoastră ca cetățeni să-i întrebați, ca noastră este tot timpul și noi suntem considerați niște răutăcioși. Dar, de exemplu, domnul Itu vă spune ceva? Da, acești domni ar trebui să-și regăsească proiectele în stringențele comunității, da. În necesitățile oamenilor. Ar trebui, domnul Adrian, dar uitați că nu se întâmplă. Dacă nici primarul Clujului nu vrea să se uită la realități și le vopsește le pasează, minciuni și cu imagine. Ce să mai zicem așa? Mulțumesc frumos, domnul Adrian, mai lăsăm telefonul deschis și pentru alți telespectatori. Deci tu gândește-te numai la un lucru. Clujenii nu sunt proști, adică clujenii, sau unii dintre ei, sper eu cât mai mulți, nu sunt proști, adică sunt gândesc. Sunt foarte mulți care gândesc și sunt foarte o parte care sunt cei mai guralivi, care nu mai gândesc deloc. Noi scriem despre hoție și demonstrăm că s-a furat, că banii respectiv nu s-au dat unde trebuie, că vorbim despre groapa de gunoi pe care deja am dat la bani pe ea de numai... N-are rost să mai discutăm. Că vorbim despre faptul că tu ceri semnături pentru Spitalul Regional de Urgență, dar tu nu ești capabil de 10 ani, de 12 ani să termini Centrul de Management Integrat al Deșeurilor. Spui că te duci să iei bani europeni când tu ai dat înapoi toți banii europeni pe care i-ai atras. Da. Și pentru Centrul de Management Integrat, și pentru CREIC, și pentru pistele de bicicletă care merg de nicăieri și se duc nicăieri. Și pentru ele ai dat banii europeni înapoi. Celor mai mulți dintre clujeni nu le pasă de asta, iar când vine cineva și le spune niște adevăruri, da, atunci ei se supără și zic, băi, lungul are ceva, vina ta. În primul rând este vina ta, pentru că toată lumea spune... Că ți-i ciudă că n-ai ajuns tu primar. Corect, că dacă ajungeai bine, primar... Mi-e foarte ciudă. Da. Haideți să vedem ce face primarul Emil Boc, ce a făcut de 1 decembrie,
cum a spart el încă un 50 de lopeți de bani pe festivist din ăsta ghiolbănesc, în loc să facă ce a făcut Bolojan, să fie modest și demn și primar, adică edil, să edifice ceva, să dea măcar un pod acestui centenar și acestui Cluj, să ține minte, bă, uitați, în anul centenarului, Clujul a făcut un pod nou, e, a făcut ciuciu. Haideți să ne uităm un pic cum a arătat 1 decembrie la Cluj. Cam de asta e în stare Emil Boc și o face perfect, trebuie să recunoaștem, pâine și circ pentru clujeni. Cât vrea Cât mai multe luminițe. Da, da, vezi că pâinea ca pâinea, circul în primul rând, pâinea e pentru ai lui. Inclusiv acest târg de Crăciun care, nu știu, care e chicios, dar e chicios de când s-a făcut primul târg de Crăciun în Cluj. E la fel de chicios, chit că la început se făcea din resurse proprii, acum a dat la un prieten din Pitești sau din Ploiești, nu știu dacă e prietenul lui, nu sau cred, Ștefaniei Ferenț. Respect media sau ce am citit eu, dar o să ne interesăm despre asta. Cred că, cred că e cam clujan prieten, nu? Da, mă rog, indiferent ce îi, ideea este că sunt foarte scumpe toate produsele acolo. 7 lei cucuruzul fiert, 80 de lei kilul de jumăr, bă, deci... Și să fie 15 lei kilul de carne macră, bă, dar să dai pe 80 de lei pe un kilogram de untură prăjită, mi se pare enorm de nesimțit. Dar chiriile sunt foarte mari și oamenii ăia trebuie să scoată cumva pârleala, că vorba aia s-a externalizat târgul de Crăciun. Ca să se smântânească mai bine. Normal. Vedeți, dragi clujeni, asta reușește Emil Boc să externalizăm... facă cu dumneavoastră, să vă amăgească cu niște mărgeluțe, cu vorba lui Victor Lungu, să vă dea mărgeluțe pe sub nas și să aplaudați, încântați, ce frumos e Clujul, ce europeni suntem, ce mândri suntem de acest oraș. Da, de fapt, alții în jurul nostru, la Bistrița au mai inaugurat încă nu știu ce aripă de la Spitalul Județean, la Sibiu nu știu ce investitori au mai venit, la Oradea s-a terminat încă un pod, că centuri două au și n-au trafic prin oraș. Lasă că stăm noi și... ne autopupăm în fund, fiindcă așa ne stă nouă bine, că suntem inima Transilvaniei. După publicitate, o să vă invit tot așa în studio cu noi să comentăm, pentru că domnul Emil Boc a făcut niște achiziții incredibile. A cumpărat vreo 30 de autobuze MOV, care au costat cât China. Măcar că dacă le lua din China, ar fi costat mai puțin. Vom reveni după publicitate. E clar că România are nevoie de un discurs zilele astea. Dar cum ar trebui să sune el? În primul rând, poate că începe chiar așa, cu această întrebare. Apoi continuă, dar fără să caute măreția, ci normalitatea. Sigur, poate scoate în față un mare român, dar și pe alții care au ceva de zis.
și poate oferă și lecții, dar nu în cuvinte pretențioase, ci în vorbele unor oameni obișnuiți, că trebuie doar să ne facem treaba și să muncim pentru ea. Și așa putem ajunge locul 1 la orice, la ce facem în casa noastră sau la serviciu, pentru cartier, pentru oraș sau pentru toată țara. Cam așa. Fără să ne îndemne să ne uităm spre orizont, ci mai aproape aici, între noi. Iar la final, nu ne mai spune că se poate. Cine lasă un pic și încheie. Noi putem! Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Voss Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Voss Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere ne detalii pe office@park-lake.ro. V-am spus că suntem privilegiați că l-avem pe Emil Boc, primar al orașului nostru. El se gândește la noi, el știe ce ne trebuie, nu trebuie să mai gândim noi deloc. Dacă dumnealui consideră că trebuie să ne cumpere, de exemplu, autobuze de 1.000.000 și ceva de lei bucat, adică o grămadă de bani, ne cumpără. Dacă trebuie să ne cumpere 30, ne cumpără. Dacă trebuie să ne amăgească cu 3-4 luni înainte că ne ia 5 toroboanțe electrice,
Și vezi, Doamne, se duce buhul Clujului, că vai de mine, ce oraș electrificat vom avea, numai, vom respira numai bio în orașul ăsta, după care ne trântește pleașca cu 30 de toroboanțe pe motorină, ca să aibă de ce se umple aerul Clujului de noxe. De nu contează. Noi trebuie să acceptăm ca idioții, nu? De electricitate se umple. Vorba al colegului nostru, Oleg Ghilas, zice, bă, dar nu îi scoate pe ăștia nimeni din priză, pentru că totul e electric aici. Da, electric de șmecher. Deci, haideți să vedem un pic cum a cumpărat domnul Emil Boc niște minunate autobuze nemțești. Avem câteva poze aici extraordinare. Ca Ceaușescu, uitați, dragul de el se duce. Deci asta e Duma, de-aia am dat 250.000 de euro pe un autobuz ca să aibă domnul Boc unde să-și încarce terenul. Telefonul, în cel mai comunist mod, îi avem pe cei cinci care au speriat Clujul. Tarcea Neag, sluga lui Liviu Neag de la CTP, domnul Bonțidean de la Poliția Locală, domnul Tarcea, nu știu dacă știți, este viceprimar, sigur nu știți. Dar băiatul ăla cu mustață cine? Ăla cu mustață este domnul Șurubaru, este city manager orașului, adică cum ar veni, ar fi... Ar băiatul ăla care culege orezul de pe, da, de pe Someș. Deci, ca Ceaușescu, ei sunt stăpânii Clujului, tați inaugurează, ca Ceaușescu face vizita de lucru, trebuie să aplaudăm, să dăm pe spate. Uite, așa s-au dus dragii moșului undeva la 6 milioane jumate de euro pe acest moft al domnului Boc. Cu mâna arată, băi, ca la plenara de partid, ca la, ca în vizitele de lucru, uitați, și domnul Tarcea, care tot speră în străfundurile pancreasului său că va fi și el într-o zi primărel. Eu vă întreb, dragii mei, nu credeți că e cam mult? Haideți să punem telefoanele. Nu credeți că e cam mult un milion de lei pe un autobuz pe motorină în 2018, Victor? Au 40 de metri sau cât au, 28, 30, habar n-am, sunt foarte lungi în mod cert. Abia știu să ia curba, dar ele sunt bune. Pe motorină. Păi nu avem cel mai curat aer din sud-vestul. Nu avem, aia e o minciună de PR. Aia e o minciună, Victor. Am cumpărat și noi 7 tărăboanțe pe curent electric, dar am umplut Clujul de din astea. Vezi? Pe motorină. Păi... Ești rău, sunt 11. Sunt 11, bine, sunt 11. Te rog, frumos. Mie mi se pare că... Care au o autonomie de 100 de kilometri. Aia înseamnă cam 10 drumuri pe zi și după aia se duc la încărcat. Pentru mine, Boc, agenda cetățeanului nu mai contează. Nu mai există. Dar cine e cetățeanul? Există doar agenda sa. Deci eu spun de foarte multă vreme, municipiul Cluj-Napoca nu există decât strada Eroilor, centru, piața Unirii. Cartierele nu mai există. Cartierele nu există și n-au existat niciodată. Pentru că dacă existau cartierele, noi n-aveam problemele de trafic pe care le avem. Dacă existau cartierele, făceau cu bun simț sistematizare și nu dădeau drumul la urbanismul ăla sălbatic să facă străduțe. Deci odată va trebui să facem această plimbare prin cartierele nou făcute ale Clujului în ultimii 10 ani, să vezi acolo străzi în care intri în laterală tu, dar aminte să ai pretenția să-ți intri o mașină de salvare sau o mașină de pompieri. Oamenii ăia mor pe capete dacă se aprinde vreunul din blocurile alea. Chiar astăzi una dintre judecătoare sau ce, doamna aceea de la Barou Cluj, pardon. Așa, șefa Baroului. Șefa Baroului a spus o chestie de extraordinar bun simț. Cum își bate joc municipalitatea clujană de cetățeni, de cetățeanul care vrea să schimbe un perete în casă, de exemplu, și căruia Emil Boc, șleachta din jurul lui, acum putem să zicem Emil Boc, că e tot un drag, pentru că e primăria lui. Își bat joc de el cu autorizațiile și nu lasă, în schimb, lasă blocuri. Fără autorizație. Fără autorizație. Și n-aș vrea să trecem și să nu trecem niciodată peste cele două etaje făcute ilegal de către Alin Tișe în blocul în care acum e Entity Data. Niciodată să nu trecem, pentru că acea mizerie pe care au făcut-o ei și pe care au legalizat-o ulterior, numai pentru că ne-am găsit noi cei de la Ziar de Cluj să descoperim acea ilegalitate, trebuie taxată și taxată permanent. Să nu vii tu după aia să-mi spui despre ăla sau ăla că e hoț când tu însuți ești hoț. Probabil lumea nu înțelege ce e aia hoție. Hoție este și când mă bag eu și furție rândul la casă. Tot hoție se cheamă. Și când mă bag în fața ta cu mașina și când parchez de-a boulea pe pista de biciclete, tot hoție se cheamă. Sunt chestie de atitudine, chestie de educație. Dacă făceau ca lumea urbanismul și sistematizarea Clujului, nu avem...
treaba care se întâmplă acum în oraș. Această muncă pentru Cluj se desfășoară, v-am spus, dragii mei, doar cum are chefemir Vox să se întâmple. Nu există o strategie, o viziune. El e ștampila, degeaba vorbește că cineva da, face ceva. El e cu ștampila, el semnează. Dacă nu semnează el și nu dă el undă verde, nu se întâmplă nimic. Degeaba dă vina pe alții sau vin alții și spun că cu tare sau cu tare a făcut. Fără ștampila și semnătura lui nu se dă drumul la nimic. Punct. Și a făcut tot filtrul până la el, dar finalul este el. Tot în aceste zile a avut loc un eveniment foarte interesant, mă refer în 30 noiembrie de ziua religioasă a României. Cluj a avut o vizită foarte importantă a unui cardinal de rang înalt de la Vatican. Evenimentul a fost cumva... sau ar fi putut trece sub tăcere dacă nu scriam un articol la Ziar de Cluj în care să evidențiez nuanțele importante ale acestei prezențe la noi, pentru că acest cardinal, care a făcut parte din conclavul care l-a ales pe actualul papă, a venit aici cumva într-o vizită diplomatică religioasă ca să negocieze și cu noi, cu Clujul, o posibilă vizită a papei anul viitor. În ce măsură se va realiza o să vedem. Cert este că de acest eveniment s-a ocupat Vasile Dâncu, profesorul și sociologul Vasile Dâncu, care cumva a reușit o performanță, să zic eu, să pună la aceeași, nu știu cum să spun, aceeași masă, e mult spus, să pună două biserici care până acum nu prea au comunicat, Biserica Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă Română. Am asistat la o premieră în Altul Sfinția Sa, Mitropolitul Andrei a participat la o liturghie în Biserica Greco-Catolică și invers, Monseniorul Moterizi a participat la rândul său la liturghia din Catedrala Mitropolitană. Sigur, s-au împărțit diplome, s-au spus cuvinte, dar este un gest de ecumenism foarte, foarte interesant, foarte important ca mesaj pentru aceste zile. Nu putea să treacă Monterisi peste vizite la Emil Buc și Alin Tișe, dar în spatele acestui eveniment de amploare a stat cu totul altcineva. Și mă bucur că s-a întâmplat asta pentru că Clujul a fost pus pe harta Vaticanului, dar cu adevărat, probabil că acest cardinal se va duce să spună lucruri importante despre Transilvania și ar fi foarte frumos să avem o vizită a papei. Se pare că va exista totuși ceva, dar lucrurile se pot schimba. Victor, cum ai văzut acest... Deci eu aștept să văd cum va trece cardinalul peste mârlănia autorităților locale, pentru că a fost un gest de mârlănie de nedescris. Care? Momentul în care el avea anunțat un program, la ora 9:30 trebuia să se întâlnească cu Emil Boc, la ora 12 cu Alin Tișe, dar pentru că Alin Tișe avea de comunicat patriei niște chestii extrem de importante, adică nulo, s-a făcut o rocadă și rocada respectivă n-a fost anunțată presei. Au omis și atunci cardinalul s-a dus presa într-un loc, cardinalul s-a dus în alt loc și uite așa foarte multe chestii au fost ratate în partea de comunicare. Dar tipic pentru noi în tot acest se întâmplă și acest lucru. Ce remarc eu este altceva, este faptul că în toate imaginile pe care le-am văzut, nu l-am văzut pe Dâncu lipit ca o ventuză de... cardinal. Da, pe de altă parte, în tot acest timp, un alt domn foarte important, un adevărat ștab al Clujului, domnul Ioan Rus, UCU, pentru prieteni, organiza o altă întâlnire de centenar sub auspiciile unui ONG din ăsta de pripas, care se numește Transilvania Leaders. Probabil ați citit pe Ziar de Cluj, am avut câteva articole foarte dure la adresa lui, pentru că am informații foarte substanțiale că domnul Ioan Rus și-a propus să termină Trustul Ensien, să termină cu el și cu Liviu Alexa, sătul de faptul că nu vrem să pupăm ghiulul, motiv pentru care a contractat serviciile unor investigatori și, în fine, o poveste întreagă cu acest ștab comunist al Clujului, Ioan Rus, adevăratul stăpân al orașului, credeți-mă, dragii mei. Emil Buc este o sluguță. Ioan Rus și-a făcut propriul său eveniment de centenar, pentru că la un moment dat îngânfarea te obligă la așa ceva și la Grand Hotel Italia a făcut un exercițiu de forță. De 1 decembrie a dat o petrecere, un cocktail simandicos, un a invitat
Practic a fost un eveniment de lansare a Partidului Pro-România lui Victor Ponta. Acolo a participat Victor Ponta, a participat și Corina Crețu, comisar european, care în mod normal n-ar fi trebuit să se implice într-un eveniment cu tentă politică. Au fost chemați și au participat majoritatea primarilor PSD din Cluj, ceea ce ne indică faptul că Ioan Rusâncă are o putere foarte mare asupra lor, dar ne indică și faptul că acești oameni ar trebui să-și dea demisia din funcțiile pe care le dețin și se ducă la Pro-România, că încă sunt ai PSD. Și de asemenea, acolo am înțeles că totul s-a desfășurat sub auspiciile și la chemarea prefectului Relu Chercheș. Păi, domnul Chercheș, eu știam că noastră sunteți apolitic, măcar să încercați să mimați lucrul ăsta. Nu vă e rușine să vă implicați chiar așa într-un eveniment politic? Reprezentantul guvernului în teritoriu. Da, reprezentantul guvernului PSD în teritoriu. Deci... Ne-a frapat și prezența domnului Nasra acolo, a domnului Lăpușan acolo, adică... Domnul Lăpușan nu mă frapează, pentru că domnul Lăpușan a fost purtătorul de portchei al lui Ucurus de când îl știm. S-a născut purtând cheile lui Ucurus, o să moară purtând cheile lui Ucurus. Da, mulți oameni care au dat mesaje foarte emoționante pe Facebook, fostul consilier local Claudia Anastase, deci ca și cum ar fi fost ceva exercițiu de românism. Nu, fraților, a fost un eveniment mascat de lansare la Cluj a Partidului Pro-România. Și a candidaturii Corinei Crețu. Da. Ei, nici nu știm că acolo, nici nu știm care candidează unde. Da, Corina Crețu, că în calitatea ei de comisar european, este apolitică și n-are dreptul... Ar trebui să fie, Victor. Nu, așa scrie în fișa postului. Mai mult de atâta. Iar nici măcar a României nu este ca și comisar european. Știu asta dintr-un interviu pe care l-am luat lui Cioloș când era comisar european pe agricultură în 2009 și în care mi-a spus foarte clar, am încercat să-l atrag în această capcană a discuției pro-România în calitate de comisar european pe agricultură, o să aduceți bani României, și au zis, îmi pare foarte rău, în mod egal tuturor, pentru că reprezint Europa, Uniunea Europeană. Corina Crețu pare să fi uitat acest lucru. Dar bine, eu cred că nici n-a știut vreodată. Și oricum, ea a fost numită de către Ponta acolo, chiar dacă Ponta atunci era PSD. Ea a fost menținută și împinsă acolo de către Partidul Social Democrat. Fără merite deosebite, pentru că nu are alte merite decât faptul că a fost pupila lui Ion Iliescu. A fost pupila Ion Iliescu, a fost pupila unei alte... Egeria lui Colin Powell. Colin Powell. Și acum vedem că este pupila foarte, 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 foarte apropiată a lui Ioan Rus. Sigur, a ajuns și lui Dumnezeu la vârsta importantă, 60 și ceva de ani. Nu e o problemă, se apropie ca vârstă, deci poate. Se apropie ca vârstă, deci poate să fie pupilă politică. Bineînțeles, nu am insinuat nimic altceva. Dragii mei, în această săptămână, dacă tot ne plictisim, vom continua acest periplu prin trebile orașului cu domnul Victor Lungu. Sperăm să vă aducem mai multă claritate în ceea ce se întâmplă în oraș, să vedeți peste zăpadă și artificii, sperăm să vină zăpada, frigul din oraș, ceața care ne împresoară, să vedeți și alte perspective ale lucrurilor care se vi se întâmplă în viață. Și știi ce ar trebui să mai vedem noi? Să vedem un pic toată pleiada aceasta de oameni politici puternici acum, oameni politico-economici foarte puternici. Să ne aducem aminte cum vindeau ei pateuri și salam din portbagajul Daciei sau cum repatriau dacii din Polonia prin anul de grație 1994-95, să ne mai aducem aminte de actual rector pe care îi vedeam plimbat în cătușe prin 95 pe la televizor. Cert este că clujenii... E momentul să ne aducem aminte de istoria recentă a patriei. Știi cum a ajuns Clujul ăsta, Victor? A ajuns ca vechiul Florești. Mai sunt puțini clujenii înăuntru, e adevărat, uite, cu vinituri ca mine, ce să mai zici, ar spune alții. Dar sunt puțini clujeni care își aduc aminte că băieții ăștia, eu am Rus. Da, șeful ASCR, Boc. UASCR am zis, mi s-a plimbat limba în gură. Marele șef, deci nu orice fel de șef. Deci orice mare șef. Deci toți comuniștii ăștia au ajuns să conducă Clujul și nu vor să plece de la butoane. Ei împărățesc în continuare, decid destine. Și nimeni nu i-a întrebat de sănătate, cum s-au făcut averile, cum au câștigat la poker hoteluri și multe, multe altele. Da, o să vedem...
cum se va termina și această șaradă, acest complot al domnului Anrus vis-a-vis de Nsien. Dar bine, anul trecut pe vremea asta, dacă bine mi-aduc aminte, era domnul Metz care domnul Metz avea... cerea același lucru, să fim noi distruși. Toți ar vrea să distrugă ziariști. No, cum e cu sărătura, cu Saromo, ar trebui să discutăm și treaba asta, că poate lumea nu știe la în Cluj cum se folosește EBS radio pentru a face presiune, pentru a primi noi tot felul de contracte cu statul. Uitați-vă la NCN seara de seară, citiți ziar de cluj.ro, aveți ce citi, credeți-mă. În maxim 10 minute, poate mai mult, puțin mai mult, urmează Răzvan Dumitrescu, care are tolba doldora de informații. A și fost foarte multe întâmplări în aceste zile și sunt foarte multe lucruri care se vor întâmpla în următoarele săptămâni în discuția sa cu Mircea Giurgiu. Rămâneți pe NCN, revenim imediat. Bottega Italiana, cu cele două magazine din Julius Mall și Vivo, și-a câștigat deja reputația în rândul clujenilor drept cea mai bună destinație pentru amatorii de delicatese italiene. Bottega Italiana vă oferă o selecție a celor mai gustoase mezeluri, brânzeturi, paste, vinuri, dulciuri și specialități din cele mai celebre zone gastronomice ale Italiei, pentru ca dumneavoastră să dați un plus de gust și eleganță meselor servite în familie. Comandați și online pe www.bottegaitaliana.ro. Abia aștept să înceapă noul an școlar, să-mi iau și rechizite și penar. Însă cel mai cool...
Nu, dar mi-a zis Vulcov că au informații că între 10 și 15... Acum vor încerca niște chestii. Aseară l-am luat pe Vulcov și nou de record mi-a zis chestia asta. Bine, și mi-a zis, dar asta nu înseamnă că vor reuși, însă... Da. Aia cu șantierele navale ați văzut? Că n-a trecut șantierele navale... Au dat autorizații pentru tăiat de nave. N-au anunțat Comisia Europeană că se deschide lista și n-au trecut portul Constanța și niciun port românesc pe lista respectivă. N-am văzut, am văzut așa cât am văzut în primul. Simțitul ăsta de Juncker e... Bine, e un bețiv ordinar, e o marionetă, nu e? Doamna... Doamna Hitler. Face rău. Doamna Hitler, da. Îți aduc un... Da, asta e viața. Un fraier de fraier. Da, cu plajele e senzațională. Licitație pentru 33 de hectare de reamenajare a plajelor, că s-au erodat, 900 de milioane de euro. Bani europeni. Păi tot palmul ăla din Dubai a costat 200 de milioane, insula artificială. Și zic alții, că mințiți, că 12 miliarde, mă, boilor, 12 miliarde cu hotelurile construite, dar eu vorbesc doar de insula în sine, fără clădiri. A costat 200 de milioane, că nici plajele n-au fundații și clădiri. Cum poți să iei 900 de milioane pe 33 de hectare de plaje, când ăla a construit de la zero o insulă întreagă, care suportă fundații de zgârienori, cu 200 de milioane? Bani europeni. Și fură din proprii bani. Da, bineînțeles. Cine? Păi, Corina Crețu, sigură ei speranță este să o sprijine aia într-un fel, să rămână în cărți. Zic Frimureșan, l-a sunat personal Joseph Dol pe Ludovic Orban, să-l ia de la PMP la PNL să-l pună pe listă. S-a executat instantaneu Orban. Se sună Dol direct. Poftim? Da? Înțeleg că e la Pro-România o să se ducă. Palme? De la PSD, da. Păi bine, măcioal că e rudă cu Ponta. E rudă cu Ponta. Măcioal că e rudă cu Ponta. Și-a luat toate rudele, toți prietenii. Se pare că nu mai... Rusii finanțează, pentru că Rusia vrea să distrugă PSD-ul și... Nu, dar Rusia asta, el nu vrea să construiască, el vrea să distrugă. Niciodată nu a reușit să construiască. Pentru el poate că a reușit. Dar, pentru el a reușit. Ăștia de la care vin din CC, PCR, UASCR, TC, mai dau lecții de capitalism în România. Niciodată, da. Păi, dar nici n-a urmărit asta, pentru el a urmărit. Păi, am înțeles, am impresia că el și trântește meciuri contra Costa. Serios, că și asta o meserie, trântește meciul. Și avea nevoie să fie în meci ca să-l trântească, da? Ok. Să dăm asta încet, începe să bipăie. Mișu, m-auzi? Deci editorial, o să fac o introducere, prezentăm o furlalea video de imagini, paradă, nu știu ce, nu știu cum, o să am o scurtă discuție cu domnul Mircea Giurgiu, după care o să ne uităm la poza de la Alba Iulia și la pozele respective. Da? Da, după aia îi luăm pe fiecare în parte, da.